Agatha Christie: Răpirea primului ministru al Angliei. Acum, când războiul s-a sfârșit și tot ce este legat de el ține de domeniul istoriei, cred că mă pot aventura, fără niciun risc, în a dezvălui rolul pe care prietenul meu, Poirot, l-a avut în soluționarea unui moment de criză națională. Secretul a fost păstrat cu strășnicie. Presa nefăcând nicio aluzie la cele petrecute. Acum, când acest secret și-a pierdut importanța, cred că ar fi drept ca Anglia să știe ce datorează ciudatului meu prieten, al cărui inteligență, a cărui inteligență sclipitoare, a contribuit la evitarea unei mari catastrofe. Într-o seară, după cină, nu voi specifica data exactă, dar este suficient să spun că era în perioada în care dușmanii Angliei nu vorbeau despre altceva decât despre pacea pe calea tratativelor. Eram acasă la prietenul meu. După ce fusese rănit pe front și declarat inapt pentru armată, mi se dăduse o slujbă la un oficiu de recrutare. Îmi făcusem pe atunci obiceiul de a trece seara pe la Poirot ca să mai stăm de vorbă despre cazurile mai interesante de care se ocupa. Mă pregăteam să discut cu el senzaționala știrea zilei, nici mai mult, nici mai puțin decât tentativa de asasinare a domnului David McAdam, primul ministru al Angliei. Relatarea din ziare fusese evident cenzurată cu multă grijă nu se dădea niciun fel, nu se dădeau niciun fel de amănunte, în afara faptului că primul ministru scăpase ca prin minune, glontele zgârindu-i numai obrazul. Eu consideram că polițiștii noștri trebuie să fi fost rușinos de neglijenți, pentru ca o astfel de grozăvie să fi fost posibilă. Înțelegeam prea bine că agenții germani din Anglia ar fi dat orice pentru a reuși așa ceva. Mac, luptătorul, cum îl porecliseră cei din partidul său, combătuse cu fermitate și fără echivoc tendința conciliaristă care dobândea o pondere din ce în ce mai însemnată. Era mai mult decât primul ministru al Angliei, era Anglia însăși, iar al îndepărta din poziția influentă pe care o ocupa, ar fi reprezentat o lovitură zdrobitoare și paralizantă pentru Britania. Poirot își curăța un costum gri cu un burete minuscul. Niciodată nu, nu a mai existat un dandy pe măsura lui Hercule Poirot. Ordinea și curățenia erau marile lui pasiuni. Acum, în aerul încărcat cu miros de benzină, pur și simplu nu putea fi atent la mine. Într-o clipă voi fi al tău, dragul meu prieten. Aproape am terminat. Of, pata asta de benzină, trebuie neapărat să o îndepărtez. Așa. Am zâmbit și mi-am mai aprins o țigară. Ceva interesant la ordinea zilei, am întrebat după un minut sau două. Ajut-o, cum mi se spune, o femeie din astea care se angajează cu ziua la curățenie să-și găsească bărbatul. O treabă grea care cere mult tact, mai ales că eu cred că atunci când va fi găsit, nu va fi tocmai încântat parcă tu în locul lui ai fi. În ceea ce mă privește, eu îl înțeleg. A știut el ce face când s-a dat dispărut. Am râs. În fine, a furisit asta de pată, bine că s-a dus. Îți stau la dispoziție. Te întrebam ce crezi despre încercarea de asasinare a lui McAdam. Amfantiaj. Notă. Copilării în limba franceză, notă încheiată. Răspunse Poaro cu promptitudine. Ție și greu să o iei în serios, auzi, să tragi cu pușca. Niciodată nu nimerești. Este o metodă ce ține de domeniul trecutului. De data aceasta era cât pe ce să nimerească, îi aduse eu aminte. Poaro dădu din cap nerăbdător. Tocmai voia să-mi dea o replică când femeia de serviciu băgă capul pe ușă și-l anunță că jos erau doi domni care doreau să-l vadă. Nu vrea să-și zică numile, domnule, dar ei ci că e foarte important. Lasă-i să urce, spuse poaro, împăturindu-și cu grijă pantalonii gri. Peste câteva clipe, cei doi musafiri au fost poftiți în cameră. Văzându-i, mi-a trăsărit inima căci, în primul, l-am recunoscut pe Lordul Istair, șeful Camerei Comunelor, iar însoțitorul său nu era altul decât domnul Bernard Dodge, membru al cabinetului de război și, după câte știam, prieten intim al primului ministru. Domnul Poirot, spuse Lordul Istair pe un ton inter interrogativ, «Prietenul meu se înclină. Personajul...» Cel important se uită la mine și, după o clipă de ezitare, spuse: Am o problemă personală. Puteți vorbi deschis în fața capitanului Hastings, spuse prietenul meu, făcându-mi semn să rămân. Nu este el dotat chiar cu toate calitățile, asta nu, dar pentru discreția lui răspund eu. Lordul Lister mai ezita încă, dar domnul Dodge interveni prompt. Ei, hai, fără ocolișuri. După câte îmi dau eu seama, în curând, întreaga Anglie va afla în ce încurcătură îngrozitoare am intrat. Acum, timpul este totul. Vă rog să luați loc, domnilor, spuse Poirot politicos. Vreți să luați loc în scaunul acela mai mare, mai lord? Lordul Lister trebuie sări ușor. Mă cunoașteți? Poirot zâmbi. Bineînțeles, citesc reviste ilustrate, cum aș putea să nu vă cunosc. Domnule Poirot, am venit să vă cer sfatul într-o chestiune de maximă urgență și trebuie să vă cer discreție absolută. Aveți cuvântul lui Hercule Poaro, mai mult de atât nu vă pot spune, rosti prietenul meu grandilocvent. Este în legătură cu primul ministru, suntem la mare Nanghie. Suntem în plop, interveni domnul Dodge. Deci, rana este gravă?" am întrebat eu. Care rană?" Rana făcută de glonț." Aha," strigă domnul Dodge cu dispreț, aceasta este o poveste veche." Așa cum spune și colegul meu, continuă Lordul Easter, povestea aceea este de domeniul trecutului și este încheiată. Din fericire, adversarii noștri au dat greș. Aș fi putut să pot spune același lucru și despre cea de a doua tentativă. Deci, a avut loc și o a doua tentativă? Da, deși nu de aceeași natură, domnule Poirot. Prim-ministrul a dispărut. Ce? A fost răpit. Imposibil, am strigat eu stupefiat. Poirot îmi aruncă o privire care mă îngheță și care știam că îmi cere să nu mai deschid gura. Din nefericire, așa imposibil cum pare, este prea adevărat. Continuă excelența sa. Poirot se uită la domnul Dodge. Domnule, spuneați chiar adinaori că timpul este totul. Ce voiați să spuneți cu aceasta? Cei doi schimbară o privire după care Lol Lordul Lister spuse. Ați auzit, domnule Poirot, de apropiata conferință a aliaților? Prietenul meu aprobă cu o mișcare a capului. Din motive lesne de înțeles, nu s-au făcut cunoscute amănuntele cu privire la data și la locul unde urmează să se desfășoare. Dar, deși nu a apărut în ziare, data este bine cunoscută în cercurile diplomatice. Conferința trebuie să aibă loc mâine, joi seara, la Versailles. Acum vă dați seama de gravitatea deosebită a situației. Nu vă voi ascunde faptul că prezența primului ministru la conferință este o necesitate vitală. Propaganda conciliatoristă, inițiată și menținută de agenții germani care se află printre noi, a fost deosebit de activă. Opinia publică internațională consideră că piesa de rezistență a conferinței va fi puternica personalitate a primului ministru. Absența lui ar putea avea urmări dintre cele mai grave, poate chiar o pace prematură și dezastruoasă. Și nu avem pe nimeni care ar putea fi trimis în locul său. Numai dânsul poate reprezenta Anglia. Figura lui Poirot devenise foarte gravă. Deci, considerați că răpirea primului ministru este o încercare directă de a-l împiedica să participe la conferință? Mai mult ca sigur. De fapt, era deja în drum spre Franța când a fost trăpit. Iar conferința va începe mâine seară la ore, orele 21. Poirot scoase din buzunar un ceas imens. Acum este ora nouă fără un sfert. 24 de ore, spuse domnul Dodge, dus pe gânduri. Și un sfert, îl corectă Poirot nu uitați acest sfert, domnule, s-ar putea să ne fie util. Și acum amănuntele. Răpirea a avut loc în Anglia sau în Franța? În Franța. Domnul McAdam a trecut canalul în Franța azi dimineață. Urma să-și petreacă noaptea ca invitat al comandantului șef și să plece mâine dimineață spre Paris. A trecut canalul pe un contratorpilor. pilor. La Boulogne a fost așteptat de o mașină de la cartierul general și de unul dintre aghiotanții comandantului șef. E Ei bine, au plecat de la Boulogne, dar nu au ajuns la destinație. Ce? Domnule Poirot, mașina care l-a preluat pe primul ministru era o mașină falsă, ca și aghiotantul de altfel. Mașina trimisă de comandantul șef a fost găsită pe un drum local cu șoferul și aghiotantul legați fedeleș și cu călușe în gură. Și mașina falsă e de negăsit. Poirot făcu un gest de nerăbdare. Incredibil! Sunteți siguri că este imposibil să treacă prea mult timp până să fie găsită? Așa credeam. Părea că va fi vorba numai de a fi căutată cu atenție. Acea regiune a Franței se află sub jurisdicție militară. Eram convinși că mașina nu va putea trece multă vreme neobservată. Poliția franceză, oamenii noștri de la Scotland Yard, chiar și armata, sunt în stare de alertă. Este, așa cum spuneți, incredibil și totuși nu s-a găsit nicio urmă. În acea clipă se auzi o bătaie în ușă. Intră un tânăr ofițer cu un plic plin de sigilii pe care îl înmână lordului Easter. Direct din Franța, domnule, l-am adus aici, așa cum ați ordonat. Ministrul îl desfăcu cu nerăbdare și citindu-l scoase o exclamație. Ofițerul se retrase. În sfârșit avem vești. Această telegramă a fost tocmai decodificată. Au găsit a doua mașină și pe secretar, Daniels, a dormit cu cloroform, legat și cu căluș în gură, la o fermă părăsită de lângă Si. Nu-și aduce aminte de nimic, în afară de faptul că i s-a pus din spate ceva la nas și la gură și că a luptat ca să se elibereze. Polițiștii sunt mulțumiți de acuratețea declarației sale. Nu s-a mai găsit nimic altceva? Nu nici cadavrul primului ministru, atunci mai avem speranțe. Dar e curios. De ce, după ce azi dimineață au încercat să-l împuște, acum fac atâtea eforturi ca să-l țină în viață? Dodge dădu din cap. Un lucru este aproape sigur. Sunt hotărâți să-l împiedice să participe la conferință cu orice preț. Dacă acest lucru este uman posibil, prim-ministrul va fi acolo. Să sperăm că nu va fi prea târziu. Acum, domnilor, povestiți-mi din nou totul de la început. Trebuie să știu totul și despre afacerea aceasta cu împușcătura. Noaptea trecută, primul ministru, însoțit de unul dintre secretarii săi, capitanul Daniels, același care îl întovărășea în Franța, da, după cum spuneam, au plecat cu mașina spre Windsor unde primului ministru îi fusese acordată o audiență. Astăzi, dis de dimineață, s-a întors în oraș și pe drum a avut loc tentativa de asasinare. Un moment, dacă sunteți amabil, cine este acest capitan Daniels? Avea dosarul, aveți dosarul lui? Lordul este zâmbi. Mă așteptam să mă întrebați. Nu știm prea multe despre el. Nu provine dintr-o familie cunoscută. A activat în armata engleză și este secretar deosebit de capabil, fiind un lingvist de excepție. Cred că vorbește șapte limbi. De aceea l-a și ales primul ministru pe el ca să-l însoțească în Franța. Are vreo rudă în Anglia? Două mătuși. O anume doamna Everard, care locuiește în Hampstead și o domnișoară Daniels care locuiește lângă Eskat, Eskat, aproape de Windsor, nu-i așa? Acest lucru nu a fost trecut cu vederea, dar nu a dus la nimic. Deci, dumneavoastră, îl considerați pe capitanul Daniels în afara oricărei bănuieli? O nuanță de amărăciune deveni perceptibilă în vocea lordului Ister când răspunse. Nu, domnule Poirot. În aceste zile aș ezita înainte de a declara pe oricine, în afara oricărei bănuieli. Trebuie eu. Acum înțeleg, my lord, că prim-ministrul este întotdeauna de la sine înțeles sub protecția vigilentă a poliției, ceea ce ar trebui să excludă posibilitatea oricărei tentative împotriva sa. Lordul Lister lăsă capul în jos. Așa este. Mașina primului ministru a fost îndeaproape urmată de o altă mașină cu detectivi îmbrăcați civil. Domnul McAdam nu știa nimic despre aceste precauții. El însuși este un bărbat deosebit de neînfricat și ar fi fost înclinat să îi îndepărteze în mod arbitrar. Dar poliția își vede desigur de treburile ei. De fapt, șoferul premierului O'Murphy este un om al CID. Nota Prescurtare pentru Criminal Investigation Department, Departamentul de Cercetări Penale, secție a Scotland Yardului. Nota încheiată. O'Murphy este un nume al Irlandei, nu-i așa? Da, este irlandez. Din ce parte a Irlandei? Departamentul Clare, cred. Tion. Dar continuați, my lord. Nota Claire. Departament în provincia Munster, Republica Irlanda. Notă încheiată. Premierul a plecat spre Londra. Călătorea într-o mașină blindată, înăuntru era el și cu capitanul Daniels, dar, din nefericire, mașina primului ministru s-a abătut de la drumul principal la un punct unde șoseaua face o curbă, îl întrerupse Poirot. Da, cum de-ați știut. A, ah, se evident. Continuați. Dintr-o cauză necunoscută, continuă Lordul Lister. Mașina premierului a părăsit șoseaua principală. Nedându-și seama, mașina poliției a continuat să ruleze pe șoseaua principală. La scurt timp, pe drumul pustiu, Mașina primului ministru a fost deodată oprită de un grup de oameni cu măști. Șoferul, acel vitează -o Murphy, murmură Poirot pe gânduri. Șoferul, luat prin surprindere pe moment, a apăsat frâna. Primul ministru scoase capul pe fereastră. Instantaneu se auzi o împușcătură, apoi încă una. Primul glonte i-a al doilea, din fericire a luat-o mult pe alături. Șoferul, dându-și acum seama de pericol, a pornit imediat, demarând în, front, în forță și împrăștiind grupul de oameni. Au scăpat la mustață, am replicat simultan tresărind. Domnul McAdam nu a vrut să se facă vâlvă în legătură cu rana sa. A declarat că este vorba numai de o mică zgârietură. S-a oprit la un spital de țară unde i s-a dezinfectat rana și a fost pansat, bineînțeles, fără a-și dezvălui identitatea. A plecat apoi, mai departe, conform programului, direct la gara Charing Cross, unde îl aștepta un tren special care avea să-l ducă la Dover. După ce, capitanul Daniels a informat pe scurt poliția deja alertată au plecat la ora prestabilită spre Franța. La Dover, primul ministru s-a îmbarcat pe contra torpilorul care l-aștepta. La Bologna, după cum știți, îl aștepta mașina falsă, cu steagul Angliei pe ea și cu cele mai mici amănunte corect puse la punct. Aceasta este tot ce aveți să-mi spuneți? Da, nu există nicio altă împrejurare pe care să o fi omis din cele relatate, My Lord. Ei bine, ar mai fi ceva destul de ciudat, da? Mașina prim-ministrului nu s-a întors acasă după ce l-a lăsat pe dânsul la gara Charing Cross. Polițiștii erau nerăbdători să-l interogheze pe O. Murphy, așa că au plecat imediat în căutarea lui. Mașina a fost găsită în fața unei cârciumi respingătoare din Soho, care este bine cunoscută ca loc de întâlnire al agenților germani. Nota Soho Cartier al Londrei, la nord de Tamisa, cunoscut pentru restaurantele sale franțuzești și italienești. Nota încheiată Și șoferul? Șoferul nu este găsit, de găsit nicăieri. A dispărut și el." Așa," zise Poirot, dus pe gânduri. Avem deci doi dispăruți. Prim, ministrul în Franța și O. Murphy la Londra." Se uită pătrunzător la Lordul Ister, care făcu un gest de disperare. Nu pot decât să-ți spun, Monsieur Poirot, că dacă ieri mi-ar fi sugerat cineva că O. Oh, Murphy este trădător, i-aș fi râs în nas. Dar azi, azi nu știu ce să mai cred. Poirot dădu grav din cap. Se uită din nou la pendula lui de buzunar. Înțeleg că-mi acordați un cec în alb, monsieur. Trebuie să am acces oriunde găsesc de cuvință și indiferent cum perfect. Este un tren special care pleacă la Dover peste o oră, cu un nou contingent pentru Scotland Yard. Veți fi însoțit de un ofițer și de un om de la CID care vă vor sta la dispoziție în orice problemă. Sunteți mulțumit? Da. Încă o întrebare înainte de a pleca Messieu. Ce v-a determinat să veniți la mine? Sunt un necunoscut, un nimeni în această imensă Londră a dumneavoastră. V-am solicitat la recomandarea specială și la dorința unui mare compatriot al dumneavoastră. în vechiul meu prieten le prefe, Lordul Lister, dădu din cap. Nu, cineva mai mare decât le prefe, cineva al cărui cuvânt era cândva literă de lege în Belgia și va fi din nou așa a jurat Anglia. Mâna lui Poirot se ridică fulgerător într-un salut dramatic. Așa să fie. Aha, deci patronul nu uită. Monsieur, eu, Hercule Poirot, vă voi sluji cu credință. Cu puțin noroc vom putea rezolva lucrurile la timp. Dar e încurcată, e încurcată rău. Ei bine, am strigat eu nerăbdător în vreme ce se închidea ușa în spatele miniștrilor. Ce crezi? Nu știu ce să cred. Simt că mintea nu mă ajută. Așa cum spuneai și tu, de ce să-l răpească când o lovitură în moalele capului le-ar fi rezolvat problema? Gândeam eu cu glas tare. Iartă-mă, mi, dar eu nu am spus așa ceva. Pentru ei, este mult mai avantajos să-l răpească. Dar de ce? Pentru că incertitudinea creează panică. Acesta ar fi un motiv. Dacă primul ministru ar fi fost mort, aceasta ar fi însemnat o mare catastrofă, dar ar fi fost o situație căreia ar fi trebuit să-i se facă față. Pe câtă vreme, acum totul e paralizat. Va reapărea primul ministru sau nu? e mort sau viu. Nimeni nu știe nimic și până nu se va ști, nu se poate face nimic concret. Și, așa cum îți spuneam, incertitudinea duce la panică, ceea ce reprezintă exact miza pe care joacă Leboș. Nota Leboș, nemții, în limba franceză, peiorativ, notă încheiată. Apoi, dacă cei ce l-au răpit îl țin undeva ascuns, au avantajul că pot negocia cu ambele părți. Guvernul german nu este de obicei tocmai spart la pungă, dar nu există niciun dubiu că într-o situație ca aceasta poate desface foarte larg baierele pungii. În al treilea rând, așa nici măcar nu riscă să ajungă să se bălângăne într-o funie. Da, cu siguranță, răpirea este cea mai bună soluție pentru ei. Atunci, dacă e așa, de ce au încercat mai întâi să-l împuște? Poirot a făcut un gest de enervare. Ei, tocmai asta nu înțeleg nici eu. Este inexplicabil, stupid. Au toate pregătirile făcute și încă foarte bine făcute pentru a-l răpi. Și totuși, periclitează reușita acțiunii printr-un atac ce aduce mai degrabă a scenă de film. Atât pare de ireal. Este aproape imposibil de conceput, bandiți mascați la numai 20 de mile de Londra. Poate că au fost două tentative complet diferite și independente una de cealaltă, am sugerat eu. A, ah, nu, o astfel de coincidență ar fi prea de tot. Și apoi. Cine este trădătorul? Trebuie să existe, să fi existat un trădător, oricum cel puțin în primul incident. Dar cine? Daniels sau o. Murphy? Trebuie să fi fost unul dintre ei. Sau de ce s-a abătut mașina de la șoseaua principală? Nu putem presupune că primul ministru ar fi colaborat la propria lui asasinare. A virat O. Murphy din proprie inițiativă sau Daniels i-a spus să o facă. O. Murphy a făcut-o cu siguranță. Da, că dacă i-ar fi spus Daniels, ar fi auzit prim-ministrul și ar fi întrebat de ce, dar deja sunt prea mulți de ce în afacerea aceasta și se contrazic între ei. Dacă O. Murphy e necinstit, de ce? Ar fi pornit mașina când nu se trăseseră încă decât două focuri, salvând astfel, după cât se pare, viața prim-ministrului. Dar, de pe altă parte, dacă e cinstit, de ce imediat după ce a plecat de la gara Charing Cross s-a dus la un binecunoscut loc de randevu al spionilor germani? E încurcat rău, spuse eu, dar să privim cazul metodic ce este în favoarea și ce este împotriva acestor doi oameni. Să vedem întâi cazul lui O'Murphy. O. Împotrivă. Părăsirea șoselei principale este dubioasă. Este irlandez din departamentul Clare. A dispărut cât se poate de suspect. În favoarea lui, promptitudinea cu care a pornit mașina a salvat viața prim-ministrului. Este un om al Scotland Yardului și judecând după misiunea ce a fost încredințată trebuie să fie un detectiv de încredere. Și acum, în ceea ce îl privește pe Daniels, n-ar fi prea mult împotriva lui, în afară de faptul că nu se cunoaște nimic despre antecedentele sale și că știe prea multe limbi pentru un englez cinstit. Scuză-mă, Monami, dar ca lingvist, ca lingviști, sunteți deplorabili. Și acum, în favoarea lui, ar fi faptul că a fost găsit legat cu căluș în gură și a dormit de cloroform, ceea ce nu prea arată ca și cum el ar fi avut ceva de a face cu toată povestea aceasta. Ar fi putut să se lege și să-și pună călușul și singur, ca să nu fie suspectat. Poirot dădu din cap. Poliția franceză nu ar putea face o astfel de greșeală. Și apoi, odată ce își atinsese țelul și primul ministru era deja răpit, nu prea mai avea niciun sens ca el să rămână în mâinile noastre. Complicii lui ar fi putut să-l lege, să-i pună căluș și să-l adoarmă cu cloroform, dar eu tot nu înțeleg ce urmăreau cu aceasta. Acum nu le mai poate fi de folos, căci până ce vor clarifica pe deplin toate aspectele legate de răpirea primului ministru, el va fi sub o supraveghere strictă. Poate că a vrut să orienteze poliția pe o pistă greșită? Atunci, de ce nu a făcut-o? El susține pur și simplu că i s-a pus ceva pe nas și gură, și că nu-și amintește nimic. Nu miroase a nimic suspect. Pare adevărul gol -goluț. Ei bine, zise eu, aruncând mi privirea la ceas, cred că ar fi bine să plecăm la gară. Poate vei găsi mai multe indicii în Franța. Se prepoate, Monami, dar mă îndoiesc. Încă nu pot să cred că primul ministru ar putea fi găsit în zona aceea, atât de bine delimitată, unde trebuie să fie îngrozitor de greu de ascuns. Dacă armata și poliția a două țări nu l-au putut găsi, cum să-l găsesc eu? La gara Charing Cross ne aștepta domnul Dodge. Îl prezint pe detectivul Barnes de la Scotland Yard și pe majorul Norman. Vor fi la dispoziția dumneavoastră în orice moment. Vă urez succes! Aveți o misiune grea, dar eu nu disper. Acum trebuie să plec. Și maiorul plecă grăbit. Am schimbat câteva vorbe fără nicio importanță cu maiorul Norman. Într-un mic grup de oameni de pe peron, am recunoscut pe un tip cu mutră de șobolan care vorbea cu un bărbat blond înalt. Era o veche cunoștință de-a lui Poirot, inspectorul, inspectorul detectiv Jep, considerat a fi unul dintre cei mai buni ofițeri ai Scotland Yard-ului. El veni la noi și îl salută plin de voie bună pe prietenul meu. Am auzit că vă ocupați și dumneavoastră de afacerea aceasta. Bună trebușoară! Până acum s-au fofilat cu marfa, dar nu cred că îl vor putea ține ascuns multă vreme. Oamenii noștri piaptă în Franța de-a lungul și de-a latul, și francezii la fel. Cred că este o chestiune de ore. Asta în cazul că mai trăiește, remarcă pesimist detectivul cel înalt. Jeff se schimbă la față. Da, dar eu am așa o presimțire că este bine mersi în viață. Poirot dădu din cap. Da, da, trăiește, dar va putea fi oare găsit la timp. Și eu, ca și dumneavoastră, nu cred că poate fi ascuns chiar atâta vreme. Se auzi semnalul și ne urcarăm cu toții în vagonul Pullman. Trenul se puse apoi în mișcare cu o ușoară smuncitură. Nota Vagon Pullman Vagon special amenajat pentru călătorii confortabile ziua și noaptea. Notă încheiată A fost o călătorie ciudată. Oamenii de la Scotland Yard au stat împreună. S-au întins hârtii S-au întins hărți ale nordului Franței și arătătoare grăbite urmăreau liniile drumurilor și localităților. Fiecare avea câte o teorie proprie. Poirot nu dădea niciun semn al limbuției sale obișnuite, ci stătea uitându-se în gol cu o expresie care mi amintea de mutra unui copil mit. Am stat de vorbă cu Norman, pe care l-am găsit un tip destul de amuzant. Când am ajuns la Dover, comportarea lui Poirot m-a distrat copios. Omulețul nostru, de cum s-a urcat pe punte, s-a agățat disperat de brațul meu. Vântul bătea cu înverșunare. Mon Dieu, îngână el, e îngrozitor. Fii curajos, Poirot, striga eu. Vei reuși, îl vei găsi, sunt sigur. Ah, mon ami, m-ai înțeles greșit, Marea asta nenorocită e cea care mă îngrozește. Le mal de mer este o suferință înfiorătoare. Aha, spuse eu destul de surprins. Se simți prima pulsație a motoarelor, iar Poirot gemu și închise ochii. Maiorul Norman are o harta nordului Franței, pe care, dacă vrei, poți să o studiezi. Poirot dădu nerăbdător din cap. Nu, nu, lasă-mă, prietene, vezi tu, pentru a gândi, stomacul și creierul trebuie să se afle într-o armonie perfectă. La Verguie are o metodă excelentă pentru a evita le mal de mer. Inspir profund, apoi expiri încet, așa, întorcând capul de la stânga spre dreapta și numărând până la șase între două inspirații l-am lăsat să-și vadă de exercițiile sale de gimnastică și am ieșit pe punte. Pe când intram încet în portul a apăru și Poirot, pus la punct și zâmbitor și mă anunță în șoaptă că sistemul lui La a reușit o adevărată minune. Arătătorul lui Jep încă mai trasa rute imaginare pe hartă. Prostii, Mașina a plecat din Buloni, aici s-au despărțit. Acum, părerea mea este că l-au transferat pe prim-ministru în altă mașină, înțelegi? Ei bine, spuse detectivul cel înalt, eu mă voi ocupa de porturile la mare. Mie în sută l-au îmbarcat pe un vas. Jeb dădu din cap. Prea bătător la ochi, s-a emis imediat ordinul de a se închide toate porturile. Tocmai se crăpa de ziua când am debarcat. Majorul Norman îl prinse pe Poirot de braț. Vă așteaptă o mașină militară, domnule." Vă mulțumesc, monsieur." Dar, deocamdată, nu am de gând să plec din Boulogne." Ce?" Nu. Vom intra în acest hotel de aici, de pe chei." Făcu așa cum zise. Ceru și căpătă o cameră. Noi trei îl urmarăm uimiți fără a înțelege nimic, ne aruncă o privire pătrunzătoare. Ei, așa că nu astfel ar trebui să procedeze un bun detectiv? Vă citesc gândurile. Un bun detectiv ar trebui să acționeze energic. Ar trebui să se grăbească încoace și încolo. Ar trebui să se trântească în țărâna drumului și să caute cu lupa urmele cauciucurilor. Ar trebui, poate, să adune mucurile de țigară și chibriturile arse. Așa vedeți voi lucrurile, nu? Privirea lui era pătrunzătoare. Dar eu, Hercule Poirot, vă asigur că lucrurile nu stau tocmai așa. Cheia se află aici, înăuntru, și se bătu ușor cu palma peste frunte. Știți, de fapt, n-ar fi trebuit să plec de la Londra. Ar fi fost suficient să stau liniștit acasă nu contează decât micuțele celule cenușii dinăuntru. În secret, ele își fac treaba, conștiincios, până când, deodată, eu cer o hartă. Pun degetul într-un anumit loc, așa, și spun, primul ministru se află aici. Și asta este. Cu metodă și logică se poate obține orice. Precipitarea noastră, precipitata noastră venire în Franța, a fost o greșeală. E ca și cum ne-am jucat de vață ascunselea. Dar acum, deși s-ar putea să fie deja prea târziu, mă voi pune pe treabă de îndată, din interior. Liniște, prietenii mei, liniște, vă implor. Și timp de cinci ore, omulețul nostru stătu nemișcat, clipind ca o pisică, cu ochii săi verzi scânteind, și devenind din ce în ce mai verzi. Tipul de la Scotland Yard era în mod evident disprețuitor. Majorul Norman era plictisit și nerăbdător, iar eu găseam că timpul trece obositor de încet. În cele din urmă, m-am sculat și m-am îndreptat spre fereastră, străduindu-mă, pe cât îmi era cu putință, să nu fac zgomot. Totul începea să semene a farsă. Eram îngrijorat pentru prietenul meu, fără a o arăta. Dacă era să rateze, aș și preferat să i se fie întâmplat de o manieră mai puțin ridicolă. De la fereastră urmăream alene embarcațiunea militară cu soldați englezi care plecau în permisie acasă, ancorate la chei și din care se înălțau coloane albe de fum. Deodată, vocea lui Poirot m-a făcut să tresar. Meza mi, Să mergem! M-am întors. Prietenul meu suferise o schimbare extraordinară. Ochii îi scânteiau, iar pieptul umflat stătea să-i plesnească. Am fost un imbecil, prieteni, dar în cele din urmă m-am luminat. Majorul Norman se îndreptă în goană spre ușă. Voi cere mașina. Nu este nevoie. Nu o voi folosi. Noroc că s-a mai domolit vântul. Vreți să spuneți că vom merge pe jos, domnule? Nu, tinere. Doar nu sunt Sfântul Petru. Prefer să trec marea cu o barcă. Să treceți marea? Da. Ca să lucrezi metodic, trebuie să începi cu începutul. Iar începutul acestei afaceri a fost în Anglia. Deci, ne întoarcem în Anglia. La orele 15 ne aflam din nou pe peronul gării Charing Cross. Poirot a fost surd la toate protestele noastre și și-a reiterat de nenumărate ori teoria conform căreia a începe cu începutul nu era niciodată o pierdere de timp, ci era pur și simplu singura cale. Pe drumul de întoarcere a discutat cu Norman în șoaptă, iar acesta a transmis un teanc de telegrame de la Dover cu ajutorul autorizațiilor speciale pe care le deținea Norman, am reușit să îndeplinim toate formalitățile într-un timp record. La Londra ne aștepta o mașină a poliției în care se aflau niște tipi în civil, iar unul dintre ei i-a dat prietenului meu o foaie de hârtie bătută la mașină. El răspunse privirii mele întrebătoare. Lista spitalelor de țară, pe o anumită rază la vest de Londra. Le-am cerut telegrafic din Dover. Am străbătut rapid străzile Londrei. Ne aflam pe Bath Road, am mers mai departe, traversând cartierul Hammersmith și suburbiile Chiswick și Brentford. Începeam să deslușesc obiectivul nostru, prin Windsor și spre Escot. Inima mi-a zvâcnit. Escot. Era localitatea unde locuia una dintre mătușile lui Daniels. Deci eram pe urmele lui, nu ale lui O'Murphy. Ne-am oprit scurt în fața unei vile dichisite. Poirot sări din mașină și sună. Am văzut cum o încruntare perplexă îi umbrește fața până atunci radioasă. Pe scurt, era nemulțumit. I s-a deschis a fost poftit înăuntru. Peste câteva secunde, reapăru și se urcă în mașină, clătinând des și scurt din cap. Speranțele începeau să mă părăsească. Era deja trecut de patru. Chiar dacă găsise dovezi incriminatoare împotriva lui Daniels, la ce bun, dacă nu putea stoarce de la cineva locul exact din Franța unde se afla prim-ministrul. Drumul nostru de întoarcere la Londra a fost cu halte. Ne-am abătut de la șoseaua principală, nu numai odată, și ne-am oprit de mai multe ori în fața câte unei clădiri în care nu mi era greu să recunosc câte un spital de țară. Poirot petrecea numai câteva secunde în ele, dar la fiecare oprire, siguranța lui radioasă era din ce în ce mai evident restaurată îi șopti ceva lui Norman, la care acesta îi răspunse. Da, dacă cotiți la stânga, îi veți găsi așteptând lângă pod. Am întors pe o stradă lăturalnică și, în lumina slabă a apusului, am deslușit o mașină așteptând la marginea drumului. În ea erau doi tipi în haine civile. Poară coborâ și vorbi cu ei, apoi pornirăm cu toții înspre nord. Alaltă mașină, urmându-ne aproape. Am mers o bucată de drum, obiectivul nostru aflându-se în mod evident într-una din suburbiile de nord ale Londrei. În cele din urmă, ne-am oprit în fața intrării unei clădiri înalte, o slujnică îngrijită deschise. Detectivul vorbi. Sunt ofițeri de poliție. Am mandat de percheziție pentru această casă. Fata scoase un strigăt slab și o femeie înaltă între două vârste, prezentabilă, apărut în spatele ei în hol. Închide ușa, a edit, trebuie să fie niște borfași. Dar Poirot își proptise cu iu iuțeală piciorul în canatul ușii. Și în același moment, fluieră instantaneu, veniră în goană ceilalți detectivi, care ne văliră în casă, închizând ușa în spatele lor. Norman și cu mine petrecurăm vreo cinci minute, blestemând inactivitatea ce ni se impusese. În cele din urmă, ușa se deschise din nou și oamenii noștri ieșiră, escortând trei prizonieri o femeie și doi bărbați. Femeia și unul dintre bărbați au fost duși la cea de-a doua mașină. Celălalt bărbat a fost adus la noi în mașina de poaro însuși. Eu trebuie să merg cu ceilalți prietene, dar ai tu grijă de acest domn. Nu-l cunoști așa -i? Ei, bine, să ți-l prezint, domnul O'Murphy. O'Murphy, m-am holbat la el cu gura deschisă, în timp ce demaram din nou. Nu avea cătușe, dar nu-mi putea trece prin minte că va încerca să scape. Stătea uitându-se în gol, parcă ar fi fost năuc. Oricum, Norman și cu mine i-am fi putut face față cu ușurință. Spre surprinderea mea, mergeam tot spre nord, deci nu ne întorceam la Londra. Eram foarte încurcat. Deodată, în timp ce mașina reducea viteza, i-am dat seama că eram în apropiere de aerodromul Hendon. Pe loc mi-am dat seama de planul lui Poirot. Voia să ajungă în Franța cu avionul. Era o idee îndrăzneață, dar cel puțin aparent era nepractică. O telegramă ar ajunge mult mai repede. Timpul era totul. Ar fi trebuit să renunțe la favoarea, în favoarea altuia, la gloria de a-l salva personal pe primul ministru. Dar, după ce am ajuns, maiorul Norman sări din mașină și un alt individ în civil îi luă locul. Discută cu Poirot câteva minute și apoi plecă sprinten. Am sărit și eu din mașină și l-am apucat pe Poirot de braț. Te felicit, bătrâne! Ți-au spus unde îl țin ascuns?" Dar fii atent, trebuie să telegrafiezi imediat în Franța. Vei ajunge prea târziu dacă vrei să te duci personal. Poirot se uită la mine curios, preț de un minut sau două. Din păcate, dragul meu, sunt lucruri care nu se pot trimite prin telegrame. În acel moment se întoarse Norman, însoțit de un tânăr ofițer în uniforma corpului de aviație. Evil prezint pe capitanul Lyell, care vă va duce în Franța. Poate decola imediat. Să vă îmbrăcați bine, domnule, spuse tânărul pilot. Vă pot împrumuta eu o haină călduroasă dacă doriți. Poirot își consultă imediat imensul său ceas, Îngână ca pentru sine. Da, este timp, este timp destul. Apoi își ridică privirea și se înclină politicos înspre tânărul ofițer. Vă mulțumesc, monsieur dar nu eu sunt pasagerul dumneavoastră acest domn este în timp ce vorbea se dădu puțin de o parte și din întuneric se desprinse o siluetă era cel de al doilea bărbat luat prizonier care mersese în cealaltă mașină și când fața îi fuluminată îmi scăpa un strigăt de uimire era prim-ministrul pentru numele lui Dumnezeu, spunem totul, am strigat eu nerăbdător, în timp ce Poirot, Norman și cu mine călătoream înapoi spre Londra. Cum au reușit să-l aducă înapoi în Anglia? Nu a fost nevoie să-l aducă înapoi, răspunse Poirot sec. Prim-ministrul nu a părăsit deloc Anglia. A fost răpit pe când se întorcea de la Windsor, la Londra. Cum? Îți voi explica. Prim-ministrul era în mașina lui cu secretarul lângă el. Deodată o cârpă îmbibată cu cloroform îi fu pusă pe față. De cine? De nemaipomenitul lingvist, capitanul Daniels. Imediat ce prim-ministrul și-a pierdut cunoștința, Daniels i-a cerut lui O. Murphy să facă la dreapta, ceea ce șoferul și făcu, fără a bănui nimic la câteva sute de metri pe drumul necirculat, dă dură peste o limuzină, ce părea că este în pană. Șoferul îi făcu semn lui O. Murphy să oprească. O. Murphy încetini. Străinul se apropie. Daniels, probabil cu ajutorul unui anestezic instantaneu, cum ar fi clorura de etil, de exemplu, repetă scena cu cloroformul. În câteva secunde, cei doi bărbați adormiți au fost scoși afară și transferați în altă mașină, locul lor fiind luat de doi impostori. Imposibil. Padiu, tu n-ai văzut niciodată actor de music hall care imită perfect diverse celebrități? Nimic mai ușor decât să joci rolul unui personaj public. Primul ministru al Angliei. Este mult mai ușor de personificat decât un oarecare John Smith. Cât despre dublura lui O. Murphy, nimeni nu avea să-i dea prea multă atenție decât după plecarea primului ministru, și până atunci avea tot timpul să se dea la fund. De la gara Charing Cross s-a dus direct la locul de întâlnire al prietenilor săi. A intrat acolo ca O. Murphy și a ieșit cu totul altul. Astfel, o. Murphy dispare și lasă o urmă suficient de dubioasă. Bine, dar cel care îl întruchipa pe prim-ministru a fost văzut de toată lumea. Nu a fost văzut de nimeni care să-l fi cunoscut personal sau să-i fi fost apropiat, iar Daniels a evitat pe cât posibil să intre în contact cu cineva. Mai mult încă, fața îi era bandajată și orice ciudățenie în comportamentul său care ar fi putut trezi suspiciuni, ar fi putut să fie explicată prin faptul că suferise un șoc provocat de tentativa de asasinare, un a cărei victimă fusese domnul McAdam. Are un gât foarte sensibil și întotdeauna își menajează vocea pe cât posibil înaintea unui discurs important înșelăciunea nu ar fi putut fi descoperită în Franța. Acolo ar fi fost imposibil. Deci prim-ministrul dispare. Poliția de aici se grăbește să treacă canalul și nimeni nu se ocupă de primul atac. Pentru a întări iluzia că răpirea a avut loc în Franța, Daniels este legat, îi se pune căluș și este tratat cu cloroform pentru ca totul să pară verosimil și cel care a jucat rolul primului ministru renunță la deghizaj. El și șoferul fals pot fi arestați ca suspecți, dar nimănui nu i-ar trece prin cap să-i bănuiască de adevăratul rol pe care l-au jucat în această dramă, iar în cele din urmă ar fi eliberați din lipsă de probe. Și adevăratul prim-ministru, el și O'Murphy au fost duși direct acasă la doamna Everand, la Hempstead, presupusa mătușă a lui Daniels. În realitate este frau Berta Ebenthal, pe care poliția o caută de câtva timp. l am făcut-o cadou, ca să nu mai vorbesc de Daniels. Da, a fost un planisteț, dar nu au luat în considerare inteligența lui Hercule Poirot. Cred că prietenului meu îi se poate ierta acest moment de vanitate. Când ai început să bănuiești adevărul? Când am început să lucrez așa cum se cuvine, adică din interior, nu reușeam să încadrez scena cu împușcătura în planul general, dar când mi-am dat seama că rezultanta clară a episodului era ca prim-ministrul era că prim-ministrul a plecat în Franța cu fața bandajată, am început să înțeleg. Și când, vizitând toate spitalele de țară dintre Windsor și Londra, am constatat că nimeni care să se fi potrivit descrierii ce o făcusem nu fusese bandajat în acea dimineață, am fost sigur. După aceea, n-a fost decât o joacă de copil pentru un cap cal ca meu. În dimineața următoare, Poirot mi-a arătat o telegramă pe care tocmai o primise. Nu avea adresa expeditorului și nici nu era semnată. Suna așa, la timp. Mai târziu, în cursul aceleiași zile, ziarele publicau relatări despre conferința aliaților. Se punea un accent deosebit pe ovațiile ce l-au făcut, ce i-au fost rezervate domnului McAdam. Al cărui discurs inspirat a lăsat o impresie profundă și durabilă. Sfârșit. Ați ascultat Răpirea Primului Ministru al Angliei de Agatha Christie. Traducere de Ligia Ivan.